Mind Architect Powered by Europa FM susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunteți la Mind Architect, eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine este Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România. Știți ce facem? Discutăm împreună despre relațiile dintre noi, legăturile emoționale. De ceva vreme în sezonul acesta ne-am propus să cântărim proverbe și zicători românești, să vedem cum funcționează ele în relațiile dintre noi, dar astăzi, oameni buni, ne-am gândit să facem o pauză, așa că întrerupem programul obișnuit, pentru că îmi dau seama că avem o resursă care este experiența lui Paul la îndemână și trebuie să o folosim în situații de anxietate, de război, de teamă, de frică, și am zis, hai să facem o pauză, discutăm o ediție sau două despre asta. Salutare, Paul Olteanu! Salutare, dragul meu, salutare, dragi prieteni. Credem că e important să luăm o pauză de la programul tradițional, să încercăm să vorbim despre ce se întâmplă cu noi zilele astea. Da, și s-au întâmplat fenomene, în primul rând, ne este frică celor mai mulți dintre noi. Și cum știm că ne este frică? Adică ați văzut ce s-a întâmplat. Cozi la benzină, stocare de ulei, cozi la pașapoarte, Vedem știri negative în fiecare moment, lumea și-a redus din cheltuieli, pot să vă dau nenumărate exemple, dar sunt lucruri pe care fiecare dintre noi le trăiește, plus prețurile foarte mari și toată lumea se întreabă: Bă, cum o să ne descurcăm cu banii? Uh -huh. Și astea sunt efecte, nu sunt cauze. De asta ne ducem spre sursa anxietății sau fricii astea, și ăsta va fi episodul de astăzi. Aici încercăm să lămurim lucrurile cu Paul. Așadar, Paul. Unde ne uităm prima dată? Păi, prima dată e important, în opinia mea, Cătălin, să ne uităm la uh, cum funcționează psihicul nostru și care ne sunt butoanele emoționale sensibile și aș aduce în discuție două lucruri. Primul lucru e că, în momentul în care ne simțim amenințați, cogniția noastră are inclinația să se rigidizeze. Sunt niște trăsături în termen de modificări în cum gândim, care apar în momentul în care ne simțim amenințați. Și aș pune lucrurile în context în felul următor. Noi suntem, după o pandemie, după doi ani de pandemie, un eveniment care a zdruncinat lumea din toate punctele de vedere, de la cea mai prezentă amenințare și anume cea la adresa sănătății, după aia restricții, cădere economică, cel puțin la începutul pandemiei în martie 2020, când au picat bursele. Deci toate tot, tot, tot ce am trăit în ultimii doi ani a pus presiune pe psihicul nostru. Ne-a crescut nivelul de stres, ne-a crescut nivelul de cortizol, de adrenalină. Stresul cronic, am vorbit noi în diferite conversații, duce, pe lângă scăderea performanței cognitive, duce și la picarea sistemului imunitar. Deci, noi, oricum, venim după o perioadă în care am fost supraturați, iar acum, izbucnirea războiului, ne apasă niște butoane emoționale sensibile pe care eu o să le listez. Am vorbit noi într-un episod despre modelul Scarf, povestim și în Mind așa. Architect despre asta, așa am mai conversat și noi, doi, pe marginea lui. Toate persoanele au cinci butoane emoționale sensibile, universale. Nu contează genul, nu contează cultura sau educația și ele sunt așa. Statut. Care e nevoia noastră de respect, de a ne simți importanți relativ la ceilalți membri ai grupului. Asta o parchez că nu e relevantă pentru conversația asta. După aia e certitudine și asta a fost apăsată rău de tot negativ în ultimii trei ani. Certitudinea e nevoia noastră psihologică de a putea face predicții precise despre viitor. Urea asta ne omoară că noi acum nu putem să spunem ce o să fie peste două săptămâni. Asta Lunea e treaba. Atacă, și nu ne atacă, cât o să țină, să dă cu rachete. Și toate, toate momentele în care noi avem butonul ăsta cu certitudinea apăsa negativ. Deci, când apar goluri de cunoaștere la noi, ce vrea Putin, când s o opri, ce trebuie să se întâmple ca să se încheie conflictul, o să fim și noi atacați sau nu, se implică NATO sau nu ce decizii au politicienii noștri. Toate golurile astea de informație, creierul nostru încearcă să le umple. Noi nu tolerăm bine incertitudinea, motiv pentru care dacă te uiți în general când apar goluri de cunoaștere în interacțiunile dintre noi, noi avem înclinația să inventăm povești care să le justifice. Nu îți răspunde, nu știu, soția la telefon după ce o sunt de trei ori, mă înșală. Sau a pățit ceva, sau are telefonul oprit, sau Goal, informația cu care umplem golurile poate să fie pozitivă sau negativă, dar creierul nostru în toate cazurile, când nu știe ceva, face scenarii. Și acum ce e important să știe ascultătorii noștri? Crearea asta de scenarii pe care noi o facem privind buletinul de știri, urmărind site-uri diverse care să ne dea informație despre ce se întâmplă, dar nu au cum să ne dea informație la întrebările fundamentale. Ne atacă și pe noi sau nu? ce vrea Putin, că nimeni nu știe răspunsul la astea, noi odată ce culegem fragmente de informații, începem să depunem foarte, foarte mult efort mental, construim scenarii okay. care să umple golurile de cunoaștere. Iar scenariile astea au efectul să ne liniștească dacă găsim unul care umple golul și ne rezolvă, ne, ne clarifică incertitudinea. Dar de cele mai multe ori efectul lor... Uh, așa, cum să zic, mai puțin simți mai pervers, e că ne obosesc psihic extraordinar de tare, iar un psihic obosit devine simplist și rigid. De pildă, dacă eu nu mai pot să gândesc clar, când apare pe internet o poză cum că a crescut prețul la nu știu ce benzinărie cu nu știu cât, mă duc și stau la coadă 3-4 ore, consum mai multă benzină, stând la coadă decât efectiv pot să bag în rezervor, pentru că eu nu mai gândesc clar. Ăsta e numai un exemplu. Vezi și la începutul pandemiei, când am cumpărat conserve și hârtie igienică, cât să ne ajute cu, să ne ajungă o viață întreagă. Asta e în privința certitudinii, Paul. Da. Mai sunt și alte elemente care trebuie spuse. Ăsta e important rău de tot și aici vreau să și spun două idei de luat acasă legate de certitudine. Deci e în natura noastră să ne simțim stresați când apare incertitudine. E important ca toată lumea să știe că ăsta e un stresor universal. E important să încercăm să ne clarificăm relieful în care trăim, să ne dăm seama ce se întâmplă, dar eu recomand să facem asta una, două ore pe zi în care urmărim surse de informare în care avem încredere, nu șapte, opt ore pe zi. Eu am văzut inclusiv oameni în rândul celor cu care lucrez din companii care aveau laptopul deschis să muncească și lângă buletinul de știri rulând, din dorința asta vă poate aflu ceva care vă mai liniștește puțin. Ce vreau să înțeleagă privitorii și ascultătorii noștri e fix ideea asta că s-ar putea să mă obosesc psihic mai tare din cauza scenaritei decât din cauza incertitudinii per se a războiului. Deci stai prim. un pic, tu ne recomanzi de fapt ca să înțeleagă toată lumea, să nu mai da. stăm cu ochii atât de mult în știri, ci să ne luăm... Să limităm. Să, limităm, să limităm volumul de... Timp pe care îl petrece în zilnic consumând informație de natură să ne apese okay. butonul ăsta pozitiv și să ne liniștim. Nu e de nefăcut că psihicul nostru are nevoie de asta, dar e delimitat timpul că s-ar putea, în cazul multor oameni exact asta se întâmplă, să ne epuizăm mental și emoțional mai tare făcând scenarii decât efectiv din amenințarea reală dată de război. Primul. Al doilea buton. E al doilea, a apăsat negativ, da, am zis statut, am zis certitudine. Următorul este autonomie. Autonomia e nevoia oamenilor, nevoia psihologică de autodeterminare, de a avea control asupra propriilor circunstanțe și a tale vieții. Unde iar pandemia a venit și ne-a apăsat butonul ăsta foarte puternic negativ, pentru că acolo libertatea noastră fizică a fost îngrădită, de la mască la uh, certificat, și... la n-ai voie acolo sau acolo. Și în timpul războiului, ce se întâmplă? În timpul războiului, butonul ăsta e apăsat negativ pentru că, cuplat cu butonul cu certitudine, îți îngrădește opțiunile de viață. Eu cunosc prieteni care zic, bă, nu știu dacă e safe, e în siguranță să zbor acum. Sunt a. o grămadă de organizații. Eu personal trebuia să am cursuri cu niște organizații care aveau foarte mulți angajați din să Ucraina eu. sau din Rusia, care s-au anulat. Mai sunt în Să fac investiții, să-mi iau casă. Să-mi, Asta e treaba. E incertitudinea și incertitudinea ne și îngrădește libertatea de acțiune, deci e și autonomia apăsată negativ. Mai mult decât atât, E foarte important în perioada asta ca să ne apăsăm butonul ăsta pozitiv, să-l ținem cât se poate de în echilibru, să, să, ne fie resursă, nu handicap. Să nu luăm decizii care să ne îngrădească libertatea. Asta e un moment, apropo de toate incertitudinea și instabilitatea din economie și nu doar la noi în țară, ci în regiune și prin extensie, poate chiar global în timp, unde e bine să nu iei decizii care să-ți îngrădească opțiunile. Nu face investiții. Pe care, pe vreme de pace și de stabilitate, le vedei bune, să-mi investesc toți banii, nu știu, într-o într acțiune. Am prieteni care vreau să cumpere acțiuni la Gazprom și Lukoil, că au ajuns de la 70 de dolari la 70 de cenți. Acum au zis, vreau să bag toate economiile aici, că sigur cresc. Băi nu e o idee bună. Pentru că nu știm ce urmează să se întâmple în economie, nu știm ce fel de nevoi vom avea și e important să avem sentimentul ăsta că avem opțiuni. Cunosc oameni care se gândeau, ok, dacă e să apar un conflict armat aici, unde mă duc? Plec din București, mă duc mai la munte, mă duc la țară, plec din țară. Și aici aveți nevoia noastră, pe de o parte, de certitudine, pe de alta de a avea opțiuni. Când apare amenințarea, să pot să fac lucruri. Deci trebuie să ne lăsăm opțiuni. E foarte important. E extrem de important să avem, psihologic vorbind, opțiuni, pentru că asta e liniștitor pentru psihicul nostru. Și aici mai vin cu o componentă autonomia apăsată negativ, butonul ăsta apăsat negativ, poate că cel mai puternic, e în jurul faptului că dacă într-adevăr începe un conflict armat la care participă România, nu prea ai ce să faci. Eu dacă mă cheamă, mă recrutează, nu prea pot să zic mulțumesc frumos, eu ar zice pas la asta, nu prea ai de ales. Iar în cazul care rulează în fundalul minții multor dintre noi, dacă, Doamne ferește, apare un război nuclear, apropo de declarațiile lui Putin că a pus rachetele în stare de alertă, nu știu ce, acolo e autonomia apăsată negativ, pentru că indiferent câți bani ai, indiferent ce resurse ai, de asta nu prea ai cum să scapi. N-ai un să te, duci, să te pitești, de așa ceva, decât dacă nu vrei să emigrezi în Noua Zeelandă, poate unde, <laughs> mă rog, să spunem da. că ar fi mai în siguranță. Și incertitudinea plus sentimentul ăsta că bă, nu prea am ce să fac, nu e ca la o criză economică în care spun în reduc cheltuierile cât pot de mult, îmi, nu știu, schimb bani, am cash, îmi cresc propria mâncare, îmi fac o seră în curte la țară și acolo mă descurc. În cazul unui război, mai ales, doamne ferește, război mondial sau apocaliptic nuclear, autonomia asta e foarte puternică, apăsată negativ și numai a te gândi la asta, Cătălin, asta subliniez, doar a te gândi la scenariile astea, îți apasă butonul ăsta negativ. Chid că încă nu suntem acolo și poate doamne ajută nu vom fi niciodată. Da, Paul Olteanu, azi nu oprim aici, dar săptămâna viitoare. Mai avem. mai avem propun să discutăm de aceeași manieră. Uh, nu uitați, dacă vreți să știți mai multe despre lucrurile astea, mindarchitect.ro este site-ul unde găsiți pe lângă podcastul realizat de Paolo Olteanu și uh, date despre uh, multe alte chestiuni. Te rog și specific asta vreau să spun legat de butoanele astea emoționale sensibile. Modelul ăsta se cheamă Modelul Scarf și dacă dragilor sunteți curioși să aprofundați butoanele astea care veți vedea că ne afectează foarte tare indiferent de circumstanțe, e chiar un episod, dacă intrați pe site și căutați sus în meniu Scarf, e numai despre asta vreo 45 de minute. Atât pentru astăzi uh, Mind Architect pe by Europa Europa FM vine și duminica viitoare. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.